Astăzi a fost ziua decisivă pentru vârsta de pensionare a minerilor. Proiectul privind reducerea acesteia a fost adoptat astăzi de plenul Camerei Deputaților. Așadar, minerii și energeticienii se pot pensiona cu până la 13 ani mai devreme. După luni de zile de proteste, salariații complexului energetic Oltenia pot răsufla ușurați, însă mai au un hop: promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial. Proiectul a fost susținut și de către parlamentari din Hunedoara, care spun că știu care sunt condițiile în care muncesc minerii și mai ales bolile cronice care îi afectează odată cu înaintarea în vârstă. Condițiile de muncă ale acestor oameni sunt extrem de grele, iar bolile cronice nu îi ocolesc odată cu înaintarea în vârstă. Această propunere legislativă, inițiată de doi foști colegi parlamentari liberali hunedoreni, Carmen Hărău și Lucian Heiuș, propune ca angajații care au lucrat cel puțin 25 de ani în industria de producție de energie termică și electrică vor putea beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare. Ca deputat de Hunedoara, cunosc greutățile prin care trec energeticienii de la mina Mintia și Paroșeni, dar și din alte localități din țară. Deputatul USR, Radu Miruță, a luat și el cuvântul pentru a-și convinge colegii să voteze pentru. Miruță a declarat că foarte multe formațiuni s-au poziționat permanent împotriva proiectului care, spune el, este despre rezolvarea unei nedreptăți istorice. Când te poziționezi de partea argumentelor, e doar o chestiune de timp până când și ceilalți vor începe să susțină. Acest proiect de lege a ajuns astăzi pe ordinea de zi și a ajuns în plenul Camerei Deputaților cu foarte multe formațiuni care s-au poziționat permanent împotrivă. Acest proiect este despre rezolvarea unei nedreptăți istorice și despre utilizarea singurei soluții existente după zeci de ani de muncă a unor mineri și energeticieni, oameni care desfășurau aceeași activitate în același loc de muncă au fost zeci de ani considerați a fi fost încadrați în condiții de muncă diferite. Ei făceau aceeași activitate, însă erau încadrați diferit, ba mai mult, cei care erau încadrați în condiții deosebite de muncă, acelora compania nu le-a plătit contribuțiile sociale echivalente. Mai mult, deputatul USR spune că foștii parlamentari de Gorj ar trebui să le ceară scuze minerilor și energeticienilor pentru că nu au făcut nimic pentru o alternativă. Îi apreciez pentru demnitatea lor și garniturile trecute de parlamentari locali și membri al guvernului ar trebui să le datoreze scuze acestor oameni pentru că nu au făcut nimic ca județul Gorj astăzi să poată oferi o alternativă acestor oameni. Vă rog, așadar, rețineți că nu este nici pe departe o pensie specială, este o pensie care permite oamenilor o alternativă în loc de a fi dați afară. Parlamentarul social-democrat Solomon Adrian a semnalat poziția liberalilor în comisii și spune că aceștia s-au zbătut pentru ca proiectul să nu fie adoptat. Acesta spune că probabil minerii gorjeni ajunși la București i-au speriat pe parlamentari și au mutat proiectul pe prima poziție pe ordinea de zi. Curios parcursul opțiunilor de a susține sau nu acest proiect din partea grupului PNL, care s-a zbătut în comisie să nu fie adoptat, ba a și retras, inițiatorii nemai fiind parlamentari, a și retras sprijinul pentru acest proiect și acum iată-l împins pe primul loc pe ordinea de zi, probabil speriați de oaspeții care sunt pe hol. Mai mult, Solomon spune că așa cum a fost rezolvată problema salariaților din Hunedoara, la fel ar fi trebuit procedat și pentru angajații din complexul energetic Oltenia. Faptul că textul de lege a ieșit așa șchiop și că se va aplica peste 25 de ani, explică și întorsătura la 180 de grade a colegilor de la liberali, care știu că această lege nu va avea niciun impact imediat asupra bugetului, nu va avea niciun impact imediat asupra realităților din Gorj, acolo unde, asemeni CDR-ului, vreți să închideți activități și ca să închideți gura oamenilor, vreți să-i trimiteți la pensie. CDR-ul era însă mai corect, dădea ordonanțe punctuale pentru fiecare unitate în parte. Așa ar trebui să faceți și aici. Cum ați rezolvat problema la Mintia, în Hunedoara, trebuie să rezolvați problema și la CEO Oltenia. Deputatul PNL Gheorghe Pecingin a susținut că legea este una proastă, însă o va susține pentru că are un principiu de care trebuie ținut cont. În ceea ce privește această lege, vă spun din start, este o lege proastă. Eu o voi vota, pentru că are un principiu de care trebuie să ținem cont, și anume
reducerea vârstei de pensionare, dar modul în care a fost redactată, și aici subscriu la ce a spus domnul Solomon, are multe carențe. Eu voi vota ca și o parte din colegii mei liberali, dar vă spun că această lege va crea probleme pe viitor. În cele din urmă, legea a trecut cu 302 voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Urmează să ajungă pe masa președintelui României, Klaus Iohannis, pentru promulgare.